De ce ți-e frică? Dacă te temi, cu ce ești oare? De ceilalți mai diferit? Cum? Dumnezeul tău cel mare? Așa de mic a devenit? De ce ți-e frică și n-ai pace? Ca cei fără de Dumnezeu? Știi că El totul poate face și că nimic nu e prea greu. La Domnul este cu putință. Ce pare imposibil chiar, trebuie doar să ai credință. Ridică-te și luptă iar. Mult prea ușor îngrijorarea se așează în ființa ta, apoi ți-aduce disperarea și foarte greu te scapi de ea. Rămâi, dar, calm în orice vreme, fii treaz, atent, echilibrat. Nu presupune prea devreme ceea ce nici nu s-a întâmplat. Așteaptă-te că va fi bine, nu te gândi că va fi rău. Ce har să știi că l-ai, creștine, alăturea pe Domnul tău, fii însuți o încurajare, mulți de depresie zlegați. Adu-le dulcea înviorare, să fie toți eliberați. Fii mângâierea și tăria celor ce slabi, neputincioși. Împarte în jurul-ți bucuria salvării celor păcătoși. Dacă te clatini, grijă mare la tot impactul care-l ai. Din jale, fă o sărbătoare, din chin și haos, fă un rai. Orice ar veni, fii ca o stâncă ce se înalță drept, frumos, din valea morții cea adâncă spre paradisul glorios.